Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cultul eroilor onești are în sfârșit sediu. Sănătatea comăneștenilor cea mai importantă pentru primarul Viorel Miron. Organizația județeană de femei a Partidului Național Liberal Bacău și-a ales conducerea. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a fost cel care a apreciat că filiala Cultul Eroilor Onești merită să aibă un sediu în care să-și desfășoare activitatea. Trebuie menționat că este primul sediu din acest municipiu în cei 30 de ani de la reînființarea filialei Bacău a Cultului Eroilor. Zilele trecute, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină și Dănuț Voicu, președintele filialei Bacău, colonel Corneliu Chiriești, a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, au semnat acordul de acordare a unui spațiu pentru sediu subfilialei Cultul Eroilor Onești. Au fost prezenți protopopul de Onești preot, dr. Ioan Bârgăuanu, general de 4 stele, Vasile Jenica Apostol, singurul din Moldova, membru în biroul executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, preot Bogdan Ionuț Piștea, președintele subfilialei Cultul Eroilor Onești, Cristinel Dumitru a Ioanei, Petru Done, membri ai biroului executiv al filialei Bacău. Sediul se află într-un imobil din spatele corpului B a școlii numărul 8. Subfiliala Onești este cea mai mare din sistemul filialei județene Cultul Eroilor. Este un eveniment de marcă în viața organizației noastre să avem acum aici primul sediu aprobat de primăria municipiului Onești. Sediul e necesar pentru a coagula toate eforturile oneștenilor de a fi în Cultul Eroilor. Fostul președinte al subfilialei, regretatul Corneliu Cristea, reușise să adună câteva sute de membri. Astăzi, cu ajutorul protopopiatului Onești, avem aici cei mai mulți membri la o subfilială din județ. Mulțumesc subfilialei Onești că se mobilizează să formeze o echipă care să readucă subfiliala la nivel numeric anterior. Este o misiune dificilă, în timpuri nu prea prielnice, dar noi, filiala județeană, suntem alături, a declarat Dănuț Voicu. Președintele filialei Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, i-a înmânat primarului Victor Laurențiu Neghină carnetul de membru de onoare al acestei asociații. Consider că semnarea actului de atribuire a sediului ca pe un gest din partea unui cetățean al acestui oraș, ca o responsabilitate din partea mea în calitate de primar. Este un gest pe care trebuia să-l facă un primar pentru cinstirea memoriei eroilor poporului nostru, mai ales aici, într-un oraș și într-o zonă în care circa 80.000 de ostași ai armatei române și-au dat viața pentru patrie, a declarat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Și pentru noi acest eveniment este unul important. Oneștiul este localitatea în care a venit de cele mai multe ori Regina Maria. Și iată, acum suntem chiar în anul centenarului încoronării regilor României. Avem în vedere că Regina Maria însă și-a ținut legătura cu biserica noastră mereu, a fost în repetate rânduri la Biserica Sfântul Nicolae din Onești, dar și la Oitu sau la Mănăstirea Cașin. Vă mulțumim că ați acceptat ca președintele subfilialei Onești să fie chiar un preot și propun ca noul sediu să fie sfințit și inaugurat oficial în ziua prăznuirii înălțării Domnului, când este marcată și ziua eroilor, pe 25 mai 2023, a declarat preot dr. Ioan Bârgăuanu, protopop de Onești. Pacienții mulțumesc public personalului din Spitalul Onești. Mulțumesc din suflet întregului personal de la secția de pneumologie a Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca. Oameni cu suflet, oameni care își fac meseria cu drag și care în primul rând sunt oameni. Vă mulțumesc încă o dată pentru îngrijirea acordată. Mesajul este scris cu majuscule chiar de către o fostă pacientă, Simona. Mesajul este emoționant, cu atât mai mult cu cât rar se întâmplă ca oamenii să nu uite pe cei care i-au ajutat atunci când le-a fost greu, căci binele făcut se uită repede. La postarea inițială s-au mai alăturat câțiva foști pacienți care i-au avut pe cei dragi în spital. Olga îi mulțumește public doamnei dr. Sarca, iar Nicoleta personalului de la urgență. De lungul anilor, primarul orașului Comăneci Viorel Miron a reușit să atragă proiecte importante cu finanțări generoase pentru îmbunătățirea actului medical din cadrul Spitalului Ioan Lascăr Comănești. Despre toate acestea s-a discutat în cadrul ultimei întruniri a legislativului local. Mai multe în minutele următoare. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Acest material a fost prezentat de domnul manager Herci Justin, a fost la comisii, dacă mai sunt discuții, dacă nu se punem la vot, cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022 la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. La fel, acest proiect a fost prezentat de domnul manager. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Aș vrea să completez, domnul președinte, dacă îmi permiteți. La acest proiect e vorba de modificarea valoarei de achiziție a lămpilor scialitice, care sunt în număr de 3, pentru că locul operator la noi, la Comănești, a fost până acum format din 2 săli de operații. Acum, cu ocazia acestor investiții pe care le facem, mai înființăm încă o sală de operații, cea de-a 3-a, deci vom avea nevoie de 3 lămpi scialitice pentru aceste 3 săli de operații și de asemenea trebuie să cumpărăm instalația de anestezie și terapie pentru compartimentul de anestezie și terapie intensivă și nu în ultimul rând sistemul de ventilare și de curățare, de asigurare a aerului, oxigenarea aerului pentru cea de-a 3-a sală a blocului operator. Achiziție de bloc de mobilier și patru pentru saloanele care au fost renovate. Am avut paturi și mobilier care putem spune sute de ani, dar n-au sute de ani, ele au 30-50 de ani, cine știe câți ani au. Nu le mai putem pune într-un spital atât de frumos, de elegant și de modern, care îndeplinește toate condițiile la toate standardele europene. De asemenea, sunt echipare și dotare pentru secție de pediatrie și actualizarea listei de investiții. Ce vreau să subliniez? Suntem în discuții cu același investitor de la Comănești, cu Baco Holz Industry, prin care am avut solicitarea și rugămintea să ne sponsorizeze, poate că ne vor ajuta să cumpărăm aceste lămpi scialitice și poate și instalația de oxigenare și de ventilare, curățare aerului din cel de-al treilea bloc operator. Sperăm să primim această finanțare și să putem să... Pentru că valorile și cheltuielile cu spitalul, într-adevăr, sunt foarte, foarte mari. Sunt foarte, foarte mari. Numai cei care merg acolo și văd, realizează ce s-a întâmplat și ce s-a făcut la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr. Numai cei care văd. Să dea Dumnezeu să puteți merge doar în vizită și să admirați și să nu fiți dintre cei care să fie nevoie să folosească aceste investiții. În ultima ședință a legislativului local, la inițiativa primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, aleșii locali au discutat și votat favorabil un proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de modernizare prin betonare parțială din suprafața totală de 757 metri pătrați a drumului vicinal situat pe strada Lunca Mori, sat Larga, comuna Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor de modernizare prin betonare parțială din suprafața totală de 757 metri pătrați a drumului vicinal situat pe strada Lunca Mori, sat Larga, comuna Dofteana, imobil cu număr cadastral 64.629, identificat la poziția 97 în inventarul bunurilor domeniului public al UAT comuna Dofteana. Da, este vorba despre drumul care face legătura din strada Brădățelului către Lunca Mării, drum care trece pe lângă investiția Cămin sau Centrul Cultural Larga, în care în luna decembrie sperăm să luăm în primire de la constructor și betonăm acel drum, întrucât era impracticabil. Am betonat o parte din curte, așa cum prevede în proiect și nu numai. Are loc confecția gardului, cred că în cursul zilei de ieri n-am avut timp să trec până acolo, dar cred că s-a finalizat aproape montajul gardului, iar chiar nu putem să luăm în primire așa, întrucât drumul arată și era așa anevoios, întrucât
să scurg șapte pluviale multe acolo, vă pun spre analiză și aprobare să-l betonăm pe toată lungimea, cât ține nu tot drumul, ci doar atât cât este în dreptul nostru al căminului cultural din satul Largă, iar în continuare să putem să-l modernizăm, sau mai bine zis, întreținut și reparat cu piatră concasată până la capătul drumului, acolo unde are și locația domnul Costel Brescan. Da, avizul comisiei? Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Supune la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Creștinii ortodoxi și greco-catolici îl sărbătoresc an de an pe 12 septembrie pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni. La mănăstirea Caraclău, de la Bârsănești, numeroși credincioși, atât din zonă, dar și din împrejurimi, au venit la această zi de mare sărbătoare a hramului. Dumnezeu cel întreime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, a îngăduit ca să ne rugăm astăzi împreună în această biserică și în această zi binecuvântată, zi închinată Sfântului Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni. Lucrul acesta nu este întâmplător. Și de ce spun acest lucru? Pentru faptul că Sfântul Ierarh Spiridon, alături de Maica Domnului și alături de Sfânta Mare Muciniță Ecaterina, Sfântul Spiridon este ocrotitorul acestui sfânt locaș. Este ocrotitorul acestui paraclis modest, zidit de oamenii din Caraclău și de oamenii din comuna Bârsănești. Și Sfântul a ales să fie ocrotitorul locașului acestuia. Mă duc cu ochii minții în vremea când am venit pentru prima dată pe meleagurile binecuvântate ale Caraclăului și am văzut locul acesta în care oamenii din Caraclău doreau să zidească o mănăstire. Și văzând frumusețea locului, simțind harul dumnezeiesc din locul acesta, am ales să vin din meleagurile Bucovinei, de la Mănăstirea Bogdana, de la Rădăuț, și să încep demersurile pentru zidirea unei mănăstiri. Mănăstire pe care eu o doream a fi o mănăstire închinată Maicii Domnului, dar care să aibă și un paraclis închinat Sfântul Ierarh Spiridon. Dragostea pentru Sfântul Ierarh Spiridon mi-a insuflat-o preasfințitul Gherasim Putneanu. Ierarhul de vrednică pomenire, ierarhul sfânt cu viața aleasă, ierarhul rugător și milostiv. Dragostea pentru Sfântul Spiridon, mare făcător de minuni, mi-a insuflat-o și un duhovnic mare și recunoscut din zona Iașului. Și atunci, în inima mea, s-a înfiripat această dragoste și evlavie pentru Sfântul Spiridon. Și tocmai de aceea, în momentul în care am discutat cu înalt preasfințitul Ioachim, la vremea aceea episcop vicar al Episcopiei Romanului, l-am rugat să dea binecuvântare ca mănăstirea să fie închinată Maicii Domnului, dar paraclisul acestei mănăstiri să fie închinat Sfântul Ierarh Spiridon. Am spus lucrurile acestea tocmai pentru ca cei care poate au pășit pentru prima dată la mănăstirea noastră să înțeleagă
De ce astăzi ne rugăm împreună în această biserică, la hramul, la unul din hramurile acestei mănăstiri? Am ales să-L am pe Sfântul Spiridon, ocrotitor al vieții mele, și să îl rog să fie ocrotitor al mănăstirii, pentru faptul că el a avut o viață aleasă, o viață sfântă. Și ne ducem cu ochii minții noastre în primele veacuri ale creștinătății. Și îl vedem pe Sfântul Ierarh Spiridon născându-se în anul 270 în însorita insulă a Ciprului, în localitatea Aschia, undeva aproape de localitatea Paphos, din părinți credincioși care se ocupau cu păstoritul. Aceasta era ocupația sau îndeletnicirea oamenilor din zona aceea. Păstoritul. Sfântul Ierarh Spiridon nu a urmat școli înalte, nu a urmat universități sau studiile unor facultăți înalte, ci el a crescut creștinește în casa părinților săi, învățând cele despre Hristos, cele despre Maica Domnului, și apoi, la vremea tinereții, s-a căsătorit și a avut o fiică ce purta numele de Irina. Soția sa a trecut la cele veșnice, iar el a continuat activitatea deprinsă de la părinții săi și a avut grijă de fiica sa să o învețe cele despre Hristos. Dar pentru viața sa aleasă, pentru viața sa sfântă, pentru viața sa cuvioasă, oamenii localității aceleia au dorit ca să-l aibă ca păstor și astfel a fost hirotonit preot. Trebuie subliniat faptul că în vremea aceea preoții erau hirotoniți la cererea poporului. Ei erau autoritate în comunitatea din care făceau parte. Și de aceea, când venea episcopul să-l hirotonească pe preot, întreba comunitatea: vrednic este? Și comunitatea răspundea: vrednic este. Și astfel erau hirotoniți preoții. Deci, cei care ajungeau la această demnitate prin voia lui Dumnezeu erau faruri călăuzitoare pentru comunitatea din care făceau parte. Erau oameni sfinți, oameni cu viața aleasă, oameni care lucrau rugăciunea, oameni care lucrau postirea, oameni care lucrau milostenia și o experimentau zi de zi. Și pentru viața lor sfântă, pentru lumina divină pe care o răspândeau în jur, ceilalți vedeau în ei stâlpi ai credinței și și-i doreau ca păstori. Apoi, Sfântul Spiridon, pentru viața sa aleasă, a ajuns să fie hirotonit episcop al localității Trinitunda. Și în această demnitate de episcop s-a evidențiat, prin buna păstorire a credincioșilor din eparhia pe care el o păstorea, prin milostenia pe care o făcea cu cei din jur, pentru rugăciunea pe care o avea arzândă față de Hristos. Și viața sa este presărată cu nenumărate și mulțime de minuni. Sfântul Spiridon este considerat unul din cei mai importanți sfinți din calendarul creștin ortodox al lunii decembrie. Este văzut drept ocrotitorul bolnavilor, fiind singurul sfânt care își părăsește racla și vine în ajutorul creștinilor care îl cheamă prin rugăciuni. Moaștele Sfântului Spiridon sunt păstrate în catedrala din Corfu, din Grecia. Se spune că pentru câteva zile din an, trupul Sfântului Spiridon dispare din raclă și merge să-i ajute pe oamenii care înalță rugăciunea, atunci când este cald și plin de praf, se întoarce. De asemenea, în fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfântului Spiridon sunt schimbați, deoarece aceștia se tocesc, Sfântul făcând chiar și după moarte lungi drumul pentru a răspândi învățătura creștină în întreaga lume. Din acest motiv, Sfântul Spiridon mai este numit și Sfântul Călător.
Tina Oana Cristea a fost realeasă în funcția de președinte a Organizației Județene de Femei a Partidului Național Liberal. Doamnele liberale din Partidul Național Liberal Bacău și-au ales zilele trecute noul birou de conducere pentru următorii 4 ani. În urma votului pentru funcția de președinte a fost realeasă consilierul județean Tina Oana Cristea. La evenimentul de la Teatrul Municipal Bacovia au participat peste 300 de femei din Partidul Național Liberal, alături de colegii din biroul politic județean, precum și invitați din țară. Președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fechet, a transmis un mesaj puternic de susținere pentru toate femeile care doresc să se implice în viața politică. Politica trebuie să înceteze să mai fie considerată un domeniu doar al bărbaților, din simplu motiv că politica înseamnă luarea deciziilor care privesc toți cetățenii unei țări. Așa că, atâta timp cât aceste decizii privesc și femeile, este absolut firesc ca și dumneavoastră să participați activ și cu o reprezentare proporțională la dezbaterea și luarea acestor decizii. Realitatea din zilele noastre este că peste 50% din populația României sunt femei, în timp ce în Parlamentul României femeile reprezintă sub 20% din numărul senatorilor și deputaților. Femeile care fac administrație în județul Bacău dovedesc cu prisosință faptul că sunt cel puțin la fel de performante ca bărbații. Un mesaj de încurajare a transmis și deputatul Cătălina Ciofu colegilor sale de partid. Organizația Femeilor Liberale Bacău și-a ales echipa de conducere. Felicitări doamnei președinte Cristea Tina Oana, felicitări tuturor pentru asumarea de a fi parte din echipă la masa deciziilor. Toată stima pentru sacrificiul de care dau mereu dovadă femeile liberale, care îmbină eficient timpul alocat profesiei, dar și pentru activități ce țin de dezvoltarea comunității. Consider că prin implicarea noastră a femeilor am dovedit că putem crește potențialul electoral al PNL. Avem energia și dorința necesară pentru a crește angajamentul și responsabilitatea civică a cetățenilor, prezența la vot și pentru a cultiva importanța implicării fiecărui cetățean în activități ce țin de bunul mers al societății. Putem sparge barierele construite din mentalități greșite, pentru că putem mai mult, merităm mai mult, suntem mai mult decât o etichetă aruncată în neștire de gândiri preconcepute. Succes noului birou județean politic al Organizației de Femei Liberale Bacău. Avem nevoie de cât mai multe acțiuni și implicare din partea femeilor. Ne bazăm pe voi toate. A fost mesajul acesteia. Președinta Organizației Județene a Femeilor Liberale Bacău a mulțumit celor prezenți în sală pentru vot. Mulțumesc colegilor pentru votul de încredere pe care mi l-au acordat astăzi. Cel mai de preț actual oricărei organizații sunt oamenii, iar eu am avut și am privilegiul de a fi într-o echipă de doamne de o extraordinară calitate umană și profesională, care pun suflet în tot ceea ce fac și caută soluții pentru a fi de un real ajutor comunităților din care fac parte. Sunt convinsă că prin empatie, solidaritate, corectitudine și implicare, vom reuși în toate proiectele pe care ni le-am propus, a declarat Tina Oana Cristea. Componența noului birou al Organizației Județene a Femeilor Liberale Bacău este președinte Cristea Tina Oana, prin vicepreședinți Adriana Enache și Pașcu Elena Păvăloaie, vicepreședinți Urban Violeta, Lăzăroaie Raluca, Banu Alina Ștefania, Stoica Adriana, Săvoiu Elena, Popoiu Simona, Dobrițoiu Valeria Coca, Daviduță Diana Carina, Ungurașu Ina, Hârjanu Elena Simona, iar membrii Ida Vlad, Pavel Roxana, Cihodaru Irina Elena, Tudosia Marinela, Farcaș Cecilia, Iordache Ioana, Moraru Dana, Laslău Adela, Prisecaru Elena, Gălățanu Iulia, Tapink Ana, Givnici Elena. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 13 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 3 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la minus 6 grade Celsius. Miercuri 14 decembrie, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.